Hei, salutare dragilor! Mă bucur tare mult că ești alături de mine în acest video pe care îl fac. Am avut săptămâna aceasta un webinar, am primit o mulțime de întrebări de la tine și de la toți ceilalți care au participat la webinar. În timpul webinarului am răspuns la o parte dintre ele și aș vrea în acest video să răspund și la celelalte întrebări care au rămas fără răspuns. Deci îmi spune aici Adriana așa: cine nu ar vrea rezultate, dar când vezi că ai numai eșecuri, oricât încerci să faci ceva, ce putere mai ai? Eu cel puțin sunt într-o bulă, sunt blocată, decepționată de mine. Adriana, dragă, ce poți să faci este pentru a-ți îmbunătăți rezultatele, este să începi să nu mai vezi circumstanțele. Să îți fixezi în mintea ta lucrul pe care ți-l dorești, da? Să vizualizezi ceea ce tu îți dorești, să nu mai lași în mintea ta să-ți fie populată mintea de gânduri și de sentimente în legătură cu lucrurile pe care tu le vezi. Adică, cu alte cuvinte, de exemplu, dacă nu ai bani, nu te mai gândești la faptul că nu ai bani, nu te uiți, aoleu, păi uite câți bani am în portofel sau uite câți bani am în cont, de exemplu, da? Nu te mai gândești la lucrurile acelea, nu le mai hrănești cu atenție, ci hrănești cu atenție rezultatele sau rezultatul pe care tu vrei să-l obții. Adică acel rezultat care acum este cumva ireal, cum s-ar zice, da? Care este doar în imaginația ta. Deci tu la lucrul acela trebuie să te gândești tot timpul, să visezi despre el, să te gândești, să vizualizezi imagini, să-ți pui propoziții în mintea ta despre acel lucru, de exemplu, da? Nu să te uiți la eșecuri. Da, exact cum spui aici, când vezi numai eșecuri. Deci nu le mai vezi pur și simplu, da? Te faci că nu le vezi și tu spui nu, eu acolo voi ajunge. Eu voi avea acest lucru, eu voi crea această realitate, da? Eu deja sunt acolo, da? E ca și cum, pentru că dacă vezi în imaginația ta, poți să ții și în mâna ta. Dacă vezi în imaginația ta o casă, poți să o ții în mână, poți să pui mâna pe ea, da? Dacă vezi în imaginația ta o relație, un business, o mașină, orice vrei tu să creezi în viața ta, poți să ai acel lucru. Dar important este tot timpul tu lucrul acela să-l vezi în fața ochilor. Da? Bun, hai să mergem la următoarea întrebare. Ok, deci avem, ce mai avem aici? Dacă Roxana mă întreabă dacă poți să ne oferi câteva exemple prin care ne putem oferi afecțiune și iubire. Mulțumesc! Roxana, cum ne putem oferi afecțiune și iubire, de exemplu, este, așa cum spuneam în webinar, să răspunzi la întrebarea asta. Dacă m-aș iubi mai mult, ce aș face pentru mine? Da? Dacă m-aș iubi mai mult, ce aș face pentru mine? Cum m-aș comporta cu mine? Cum aș vorbi cu mine însumi sau cu mine însă? Da? Ce aș gândi despre mine? Ce aș simți față de mine dacă m-aș iubi mai mult? Ce alte emoții, ce alte sentimente aș avea față de mine? Da? Bun, asta unul la mână. Doi la mână, dacă, de exemplu, ar fi în fața ta partenerul ideal, da? Partenerul ideal și știi că te iubește 100%, da? 100% necondiționat. Ce ar face pentru tine acel partener ca să-ți arate că te iubește? Da? Cum s-ar comporta? Ce ar spune despre tine? Da? Folosește acest exercițiu, da? Ceva de genul, păi uite, dacă ar fi partenerul meu ideal, nu știu, ar merge cu mine într-o vacanță, să zicem, da? Bun, du-te tu în acea vacanță. Du-te tu, oferă-ți tu ție acum acea vacanță ca semn de iubire pentru tine, că tu ești partenerul tău ideal pentru tine. Sau partenerul meu ideal, nu știu, mi-ar face masaj, de exemplu. Du-te tu la un masaj acum, da? Du-te la un salon, fă-ți, ia-ți un masaj, de exemplu, pentru că tu te iubești pe tine, îți oferi acel lucru, de exemplu. Păi partenerul meu ideal m-ar încuraja, da? M-ar încuraja, m-ar asculta. Ascultă-te tu pe tine, da? Petrece timp în tăcere, în solitudine, în liniște, da? Ascultă-te, ascultă-ți emoțiile, pune-ți întrebări, de exemplu. Stai în lumea ta interioară, fără televizor, fără muzică, fără telefon, fără cărți, fără nimic, da? Pur și simplu doar să fii, să existi, da? Să te plimbi în natură, fără telefon sau cu telefonul pe silențios, de exemplu, să admiri natura, să stai cu tine, să vezi ce se petrece în sufletul tău, ce se petrece în mintea ta, da? Ascultă-te.
Ce mai poți să faci, de exemplu, exemple pe care le-am mai dat de-a lungul timpului sau pe care le-am mai observat în lucrul cu clienții, de exemplu, sau pe care și eu le-am folosit, de exemplu, pentru a ne oferi mai multă afecțiune și iubire. De exemplu, te-ai îmbrățișat vreodată? Ți-ai oferit vreodată așa o îmbrățișare? Da? Te-ai bătut vreodată pe umăr când ai ajuns acasă să spui bravo, Roxana? De exemplu, să spui bravo, Roxana, ai făcut o treabă extraordinară astăzi. Da? Ai, nu știu, te poți uita în oglindă și îți poți spune te iubesc, te accept așa cum ești, ești minunată, ești extraordinară, de exemplu. Poți să-ți cumperi ceva, da, care nu este neapărat o necesitate, ci este ceva ce tu îți dorești și te face fericită, doar de dragul plăcerii, de exemplu. Da? N-am nevoie de încă o rochie nouă, dar pentru că mă iubesc și pentru că merit, mă duc și îmi cumpăr o rochie nouă și mi-au exact acea rochie care îmi place. Nu e care se potrivește cu ce mai am în garderobă, nu e care pot să o port în nu știu ce context, de exemplu, ci mi-au pentru că îmi place, că e pentru sufletul meu, că mă iubesc și merit odată să îmi cumpăr acest lucru, de exemplu, da? Începe să faci pentru tine astfel de lucruri. Un alt lucru, de exemplu, pe care poți să-l faci este ascultă-ți nevoile corpului. Atunci când, de exemplu, când te simți obosită, culcă-te când te simți obosită, da? În semn de iubire și de apreciere față de tine. Te simți obosită la 9 seara, te culci la 9 seara. Cine spune că trebuie să stai până la 10, până la 11, până la 12, da? Te simți obosită după amiaza, dacă ai posibilitatea și ești acasă, stai în casă, odihnește-te, tinde-te în pat, odihnește-te, de exemplu, da? Oferă-ți lucrurile acestea, da? Și răspunde la acele întrebări și descoperă și mai multe lucruri personale pentru tine, da? Personale, pentru că fiecare dintre noi înțelegem iubirea într-un mod diferit și îți recomand să citești și cartea lui Gary Chapman, cele 5 limbaje ale iubirii. Este și ai acolo și un test prin care descoperi care este limbajul tău de iubire, da? Și dacă limbajul tău de iubire, de exemplu, îl reprezintă, nu știu, atingerile, atunci da, îți vei oferi un masaj, te vei atinge, da, te vei atinge, te vei îmbrățișa singură, de exemplu, îți vei oferi o îmbrățișare din partea celor dragi, adică nu vei mai aștepta să mai te îmbrățișeze pe tine prietenii, familia, de exemplu, ci vei merge tu la ei să îi îmbrățișezi, da? Pentru că știi că o faci pentru tine, că e nevoia ta, da? Că este nevoia ta de a te îmbrățișa. Bun. Hai să vedem dacă îmi... Ok. Sonia îmi spune, nu-mi pot citi sentimentele, adică dacă chiar îmi iubesc soțul sau nu. Da? Bun, Sonia, ce poți să faci este începe să te întrebi atunci când ești fără soțul tău, cum te simți? Da? Când ești fără soțul tău, cum te simți? Când ești cu soțul tău, cum te simți? Da? Și în același timp, ce mai poți să faci pentru a-ți citi sentimentele este din nou să petreci timp în solitudine. Să petreci timp tu cu tine, da? Tu cu tine, în liniște. Ia-ți o perioadă din aceasta de o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, de exemplu, da? În care să reduci cât mai mult posibil, până spre minim, de exemplu, factorii externi de zgomot, da? Că faci o cură de detoxifiere, de televizor, de Facebook, de internet, de exemplu, da? În care să le accesezi la minim, da? Sau chiar poate deloc, de exemplu. Să stai mai mult tu cu tine, da? Și atunci îți vei da seama și de ceea ce simți, da? Și poate că este nevoie să te gândești, de exemplu, cum știi tu că iubești, da? Cum știi tu că iubești? Există o altă persoană pe care o iubești în viața ta, de exemplu, da? Iubești, nu știu, pe mama, pe tata, copilul, copiii, de exemplu, prietenă, pe tine, da? Cum știi că iubești? Cum îți dai seama că iubești, de exemplu? De foarte multe ori când un om, de fapt nu de foarte multe ori, întotdeauna când un om nu simte iubirea sau nu poate simți iubirea, deși nu este cazul tău din ce ai spus aici, da? Este pentru că nu a crescut în interiorul lui acea iubire, da? Iubirea e ceva ce ține de tine și care nu are legătură cu ce face celălalt, cu acțiunile lui, cu comportamentul lui, cu faptul că ești într-o relație sau nu ești într-o relație cu cineva. Iubirea este un sentiment, este o emoție pură,
Da? Un sentiment. Faptul de a fi într-o relație este o decizie. Da? Este o alegere, este o decizie. Ce poți să faci este să începi, de exemplu, ca să te ajut să crești și mai mult iubirea în tine, începe să cultivi iubirea pentru ceva ce ți este ușor să cultivi iubirea. Pentru un animal de casă, pentru un cățel, pentru o pisică, pentru flori, pentru natură, pentru Dumnezeu, de exemplu. Începe să iubești din tot sufletul lucrul acesta. Da? Și în momentul lucrurile acestea și în momentul în care tu aduci în interiorul tău mult mai multă iubire, îți va fi mult mai ușor să vezi și iubirea în relația voastră sau și iubirea ta pentru el, de exemplu. Da? Așa te conectezi mai bine cu acea latură iubitoare din tine. Și ce mai poți să faci este să schimbi acest mindset de tipul nu pot să-mi citesc sentimentele. Cât timp spui că nu poți să-ți citesc sentimentele, nu o să poți, da? Începe să spui că-ți iubești soțul și vezi cum te simți atunci. Spune, îmi iubesc soțul, eu îl iubesc pe acest bărbat, este soțul meu. Și observă cum te simți. Da? Bun. Ok. Maria îmi spune de ce nu reușesc să iau o decizie, de ce nu reușesc să-mi dau seama ce e cel mai bine pentru mine. Da? Maria, pentru a lua o decizie, ai nevoie să stabilești în primul rând ce este important pentru tine. Răspunde la întrebarea asta. Ce este important pentru tine acum, de exemplu, da? Și care sunt criteriile după care tu iei decizii? Da? Când iei o decizie, care sunt criteriile după care tu iei o decizie? Care sunt regulile din spate? Da? Ce reguli ai, de exemplu? Vreau mult să ai să fie o decizie lifetime? S-ar putea să pui presiune multă pe tine dacă vrei să iei o decizie definitiv. Cum ar fi să iei o decizie? Cum ar fi să iei o decizie doar pentru o durată limitată de timp? De tipul, iau o decizie pentru următoarea lună sau iau o decizie pentru următoarele 6 luni. Da? Să experimentez această opțiune. După care, la finalul celor 6 luni, voi lua o nouă decizie și voi vedea care va fi calea pentru mine, de exemplu. Da? Bun. Ok, hai să vedem dacă mai avem și aici întrebări. Ok. Bun. Cornel îmi spune ce trebuie să facă relația mea dacă eu iubesc și nu sunt iubit. Cornel, să te iubești și tu pe tine. Să te iubești și tu pe tine, pentru că în felul acesta fie vei atrage iubire din partea cealaltă, fie relația se va dizolva, însă voi doi veți fi bine și vei atrage în viața ta pe cineva care să te iubească, da? Să aduci iubirea de sine, pentru că în momentul în care tu aduci iubirea în interiorul tău, toate celelalte persoane cu care tu interacționezi se schimbă și se schimbă în bine, da? În momentul în care în inima ta este cu adevărat iubire, da? Cu adevărat iubire și ceilalți oameni vei vedea că te iubesc. Vezi lucrul acesta, da? Îl vezi, îl simți, da? Îl trăiești, pentru că el există în interiorul tău, da? Bun. Ok. Hai să vedem așa. Și plus de alta, dacă pentru tine a te iubi pe tine însuți înseamnă să ieși din acea relație, atunci tu știi care este cea mai bună decizie pentru tine. Bun. Ok. Hai să vedem dacă mai avem aici întrebări. Ok. Așa. Bun. Cam acestea au fost întrebările, dragilor. Mă bucur tare mult că ai fost alături de mine. Te aștept cu mare drag la cursul de NLP, unde vom explora puterea subconștientului tău și vei învăța o mulțime de lucruri interesante, de strategii, de metode prin care să îți vindeci inima rănită și să faci performanță în viața ta, indiferent ce înseamnă acea performanță pentru tine. Dacă pentru tine performanța acum, în această etapă de viață, înseamnă să te iubești mai mult, să-ți crești stima de sine, să te valorizezi, de exemplu, atunci aceasta este performanța. Dacă pentru tine performanța înseamnă să ai o familie fericită și împlinită, să ai relații mai bune sau să orice să realizezi, atunci aceea este performanța. Acesta este un curs în care beneficiile sunt nu doar pentru cele 6 luni cât durează cursul, ci ceea ce tu înveți și tu trăiești la acest curs te ajută toată viața ta. De ce? Pentru că
La cursul Devino cea mai bună versiune a ta vom merge pe două direcții. Așa cum spuneam, o primă direcție este acea direcție de vindecare, de curățare. Vom merge în trecut, în acele momente din viața ta pe care nici măcar nu ți le mai amintești, pentru a recadra acolo, pentru a face curățenie, pentru a vindeca și a aduce iubirea în experiențe din trecutul tău, pentru că trecutul poate fi schimbat, trecutul emoțional. Faptele nu pot fi schimbate, dar trecutul emoțional poate fi schimbat și vom merge de la momentul nașterii și până în momentul prezent pentru a curăța toată această zonă și apoi pentru a creiona un viitor strălucit, un viitor extraordinar, așa cum tu ți-l dorești, așa cum tu îl vei creiona ghidat de mine la acest curs. Te aștept cu mare drag, vei învăța cum să te folosești de puterea emoțiilor tale, da? Cum să-ți gestionezi emoțiile, cum să te folosești de puterea inimii tale și cum să-ți folosești mintea într-un mod eficient. Problema pe care cei mai mulți oameni o au este aceea că nu știu cum să-și folosească mintea, da? Nu știu ce să facă cu gândurile lor, cu emoțiile lor, da? Și din cauza aceasta creează o realitate în care nu-și doresc să trăiască. În momentul în care înveți elemente esențiale despre mintea ta și despre emoțiile tale, este ceva ce, crede-mă, te va ajuta în oricare area vieții personală sau profesională, întreaga ta viață. Transformarea pe care o vei avea în aceste 6 luni îți va folosi pentru toată viața și va influența toate celelalte persoane cu care tu interacționezi. Pentru că atunci când tu te schimbi, toți ceilalți se schimbă în jurul tău. Te pup, te îmbrățișez, te iubesc, te aștept cu mare drag în această călătorie fascinantă alături de mine de a deveni cea mai bună versiune a ta. O zi extraordinară în continuare. Ciao, pe curând!